Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărți de oracolul Nostradamus, profețiile lui Nostradamus. Să vedem ce spun cărțile de oracol pentru viitor, pentru anul acesta. Ce dezvăluie, care sunt energiile, planurile importante. Dacă aveți o dorință, vă puteți gândi și la aceasta. Dacă nu, să vedem ce dezvăluie cărțile în mod general, o citire intuitivă, în trei variante, ca să fie puțin mai particularizată. Albă este prima variantă, mova a doua și cioccine a treia. Așadar, dacă doriți să știți ce energie vor fi, vă invit să alegeți una dintre aceste trei pietre și să vedem energiile generale ale acestei perioade, acestui an care a început deja în 2023. Energia generală, să știți că e noroc și ghinion. Deci, cum să zic, e noroc într-un ghinion, ghinion într-un noroc. Sau vor fi și multe oportunități, trebuie să vezi oportunitățile, să rămâi concentrat pe oportunități, pe gândire pozitivă, pe încredere. Pentru că ploaia poate să fie, dar important este și ce faci când plouă și cum folosești ploaia, cum te folosești de ploaie și așa mai departe. Pentru că, într-adevăr, poate fi o perioadă destul de dificilă. Dificilă pe noutăți, pe naivitate poate fi aici, legat și de copii. Cumva acest an pot aduce ceva neplăcut legat de un copil sau de un proiect nou. Aici poate fi, sau naivitatea. Deci naivitatea poate să-ți creeze dificultăți, pentru că din naivitate poți intra în niște încurcături și care brusc să schimbă situația. Dar, într-adevăr, poate copiii, sănătatea copiilor mici, bebelușilor, noi născuților sau pentru sarcini, aici pot fi niște pericole, pot apărea certuri, discuții, mai pot fi și legate de vreme, niște situații conflictuale, poate chiar și pe societate, vremea, nu știu, căldura poate prea excesivă, anul acesta deci poate fi puțin cu suișuri și coborâși și cu speranțe și cu noi proiecte, renașteri, noi inițiative, noi cunoștințe, noi proiecte, pot apărea și relații noi, dar apar și lucrurile care se complică sau care se simplifică într-un mod brutal, care pot aduce dezastru, lucrurile forțate puțin, văd aici, apare o fatalitate, apare o ruină, apare o distrugere, o cădere de situație, se strică ceva așa brusc. Deci să vedem, prima variantă, a doua sau a treia, să încep cu prima variantă. Să vedem ce dezvăluie prima variantă, cum va fi acest an. Pun aici pe soare să mai curețe energia. Așadar, să vedem această variantă cu ce noutăți vine. Deci voi sunteți acum foarte, nu degeaba v-ați ales voi această piatră albă, pentru că chiar aveți nevoie de a vă clarifica ceva, de a curăța niște energii, pentru că păreți într-o energie puțin a geloziei, a invidiei cuiva, care vă poate afecta pe viitor. Deci, în prezent, păreți că aveți ceva de rezolvat, poate cu o casă, cu o instituție, cu familia, cumva vă doriți mai multă intimitate, vă doriți să vă construiți o casă, poate aveți niște gânduri, să zic așa, care dețineți puțin pentru voi, sau căutați această situație ca să vă căutați o stabilitate. Puteți avea în viitor apropiat un succes, o stabilitate, o reușită, un noroc, o siguranță, să zic așa, niște bani, căsătorie, poate un eveniment, niște musafiri, văd aici că pot apărea niște dorințe care să vă dea speranță, siguranță, dar de asta poate trebuie să vă luați măsuri de siguranță sau chiar trebuie această ancoră, cumva trebuie să te ancorezi bine în realitate, să te ancorezi și pentru vreme, când un vapor când pleacă la drum, pleacă și cu ancore și cu rezerve și cu busolă și cu trebuie să și știi unde te duci, să știi și cum conduci, să te descurci în vremuri de furtună, să ai și
rezerva trusă de ajutor, cum se spune, sau chiar un ajutor, pentru că pot fi într-adevăr aici, acum trebuie să ții măsuri de siguranță. Deci asta e energia prezentului și a viitorului apropiat, care spune că ești în siguranță. Deci în prezent și în viitor, anul acesta poți fi în siguranță. Dar prudența, cumva, e necesar să ții de valorile tale, să ții de ideile tale, să le ții cumva în siguranță, ca să nu iasă în afară prea multe informații despre tine, să nu ți talezi prea mult, poate, anumite situații care le ai tu, să nu le patezi, spre exemplu, pentru că poți să invidii și gelozii și chiar răutăți, chiar agresivități. Văd aici că poți avea de-a face un dușman, îți poți face un dușman. Un dușman pentru această casă, pentru această siguranță a ta, pentru aceste idei ale tale, pentru evenimentele care sunt la tine, pentru că te văd că vei avea bani, câștiguri, vei primi ajutor, vei primi susținere chiar din partea celor din preajma ta. Vei avea câștiguri, poți câștiga bani frumoși, dar poți stârni de gelozie și invidii, poți stârni răutăți, poți. Și sau chiar pe tine te va face cineva gelos, cumva, sau te poate îmbolnăvi. Aici poate fi cineva de sănătate, pentru că văd că sănătatea în acesta, deci această problemă care o aveți voi, poate că această surpriză care apare, poate fi și legat de sănătate, o sarcină, poate nedorită, toxică, poate fi, pot fi și sarcini toxice, că văd că apare aici o aparență, o înșelătorie, o confuzie, o trădare, o eroare, o greșeală, să zic așa, o lipsă de înțelepciune. Deci chiar îți trebuie înțelepciune. Aici, cumva, ca să nu ai de ce te supăra, pentru că văd că ar putea fi chiar foarte frumos acest an, cu multe petreceri. Ați avut deja multă veselie, bucurie, poate căsătorie, poate evenimente importante, afaceri care au mers în trecutul apropiat și acum văd că poate se continuă această energie. Voi sunteți în așteptare, poate și a unor evenimente. Vă face speranțe, speranțele voastre sunt că va fi la fel de bine cum a fost și până acum pentru voi, poate, și mai bine. Păstrați-vă speranța, dar, într-adevăr, cu măsurile acestea, de, să zic așa, de siguranță, cu această ancoră care să ai, să te ții bine când e furtuna, pentru că pot fi și mici neplăceri care apar din cauza geloziei cuiva sau țin de naivitate, țin de superficialitatea cuiva sau țin de vreme. De aia trebuie ancora. Poate că trebuie să-ți construiești casa, să-ți o construiești pe o zonă bine, o zonă bună, sănătoasă, în care să nu fie alunecări, să nu fie o zonă, nu știu, prea seismică, spre exemplu, sau aproape de furtună, să zic așa, să te afecteze. Dar și legată de zona în care te muți, pentru că poți avea de-a face cu cineva care îți poate deveni dușman din cauza geloției, invidiei, răutății sau persoane care poate sunt ele cu într-o problemă de sănătate și poate afecta și pe tine. Văd aici că asta te va limita, asta vor fi obstacolele tale în acest an. Sănătatea, gelozia și invidia, văd aici rivalitatea cuiva, dușmania cuiva. E un risc pe o înșelătorie sau chiar pe vrăjitorie, cineva să-ți facă o ceva din gelozie, invidie, ceva să-ți afecteze stabilitatea ta în familie sau în relația de cuplu, că poți avea, văd că motive de bucurie. Poți avea speranțe de o nouă relație, dar poate fi cu o problemă. Ori chiar partenerul, că depinde de naivitatea ta, ce partener cu cine îți începe o relație, dacă nu ai, pentru că se poate să-i strânești gelozia, invidia, să fii o persoană foarte geloasă, spre exemplu, și atunci poți avea probleme. Ori e vorba despre o altă situație care apare din partea altcuiva pentru că ți-ai făcut tu o nouă relație sau pentru cea pe care deja o ai. Spunem la varianta numărul 2. Deci pare un an bun, dar cu un pericol care vine neașteptat, am zis, poate fi și la pe societate, poate fi și la vreme. Pe sute poate nu ar fi neapărat decât așa, ceva momentan, adică nu ține mult. Wow! Voi să știți că e un an în care văd că vă înțelepțiți, vă îndrăgostiți, studiați, puteți avea și noroc, mare noroc. Deci e un an norocos, să știți, acest an. Dar există risc și la voi, riscul pe înțelepciune, poate, sau pe niște rivalități, pe niște hoții.
Deci asta este ce vă, trebuie să fiți atenți la persoanele care vă dau târcoale. Deci asta este această nouă, acest copil naivitatea, sinceritatea voastră cumva, pentru că vă pot aduce neplăceri brusc din cauza, poți, orică e vorba de o rivalitate, orică e vorba de o persoană și de rivalitate și încearcă și printr-o înșelătorie să-ți facă o neplăcere. Văd că este risc de o injustiție, de o nedreptate, de o amenințare, de o schimbare a norocului. Cineva încearcă să-ți ia norocul. Poate că chiar încearcă să-ți ia norocul, să-ți răstoarne norocul. Te invidia. Aici nu neapărat de invidie, cât e pur și simplu cineva care vede că tu ai ceva și vrea, pentru că văd că vei avea bani, așteaptă-te la viitor la bani. Văd că ești într-o energie a unei haine de stat aici. Poate că ai niște dificultăți, niște conflicte. Aici poate niște secrete care țin și de o haină de stat. Pot fi și ceea ce se întâmplă pe societate, că există cumva o încetinire, o întârziere în planurile tale să obții, să ai ce-ți dorești tu și datorită unei chestiuni care se întâmplă pe societate, dar mai poți fi și sub influența unei persoane cu haină militară care s-ar putea să-ți apară ca relație. E cineva care cumva e prezent în viața ta sau apare, poate apărea în acest an, o dragoste, văd că aici apare un îndrăgostit. Deci apare un îndrăgostit care poate să-ți aducă succes. Poți fi protejată chiar de o haină de stat, poți ajunge chiar într-o funcție. Deci văd aici că ești foarte bine ca persoană aspectată în anul 2023 pe bani, profesie, carieră, văd că studiezi, ești pe gânduri. Dar trebuie poate și tu la fel, e necesar în acest an să ții de secrete. Pentru că pot fi persoane care vor încerca, aici văd că ține și de dragoste, adică vor să te aducă într-o situație în care poate să câștige niște bani printr-o dragoste care ți-o oferă. Deci de aceea trebuie poate înțelepciune, că vine aici preotul să spună și haina statului cumva să te avertizeze, să fii atentă cu cine te îndrăgostești, cu alte cuvinte, pentru că mai târziu sunt niște riscuri. Riscul să fii dezamăgită, nu văd nea, sau chiar într-un scandal. Riscul să rămâi sarcinată și să nu-ți recunoască copilul, spre exemplu, dacă nu e o chestie serioasă sau chestii de acest gen. Văd că ai mult noroc în acest an, dar e un noroc riscant. Deci, din tăierea ești acest noroc și ghinion. Deci e un noroc supus unui risc, din cauza și a unor persoane care nu sunt sincere, dar și pentru faptul că poate că ești prea, poți avea momente de naivitate. Și văd că trebuie multă înțelepciune și în dragoste, și legată de afaceri, bani, dar mai ales pe dragoste. Văd că poate pe afaceri sunteți bune ca persoane să faceți bani, muncitoare, serioase, vă străduiți, dar aici e o chestiune de, uite, moralitatea cu imoralitatea, să zic așa, cum ea este prezentă aici. Deci de aici o să apară niște situații legate de contrastele acestea, moralitate, imoralitate, înțelepciune, lipsă de înțelepciune, sinceritate, lipsă de sinceritate. Dar vă văd într-o situație, în orice caz, acest an 2023 nu aveți probe mari. Ce apare neprevăzut, care apare energia generală, poate fi și la nivel de societate, am zis, vreme, ia foc ceva, nu știu, poate fi și un moment complicat, cu mișcarea pământului sau alte pericole care sunt de aceea e un risc. Norocul acesta este în risc. Sunt foarte multe oportunități pe toate planurile vă la voi aici și să vă însănătoșiți și să studiați și să fiți iubite, să cunoașteți persoane din lumea bună, văd aici, cu haine de stat sau, mă rog, din societate, cu bani, cu avere, cu care au o influență în societate sau chiar voi să ajungeți, chiar să vă și logodiți în acest an, posibil și să vă logodiți de căsătorii, poate nu, dar de logodit poate da, aici pentru că apare energia dragostei, apare această situație. Va juca poate un rol important pentru voi și un cuplu de tineri, căsătorii sau logodiți, pot fi copii, spre exemplu, dar pot apărea și situații puțin înșelătoare din cauza unei persoane care nu este sinceră cu voi sau nu veți fi voi tratați cu prea multă, nu inspirați prea multă încredere și aici e riscul. Cumva trebuie să dați dovadă, să vă străduiți mai mult să creați această imagine mai este serioasă, pentru că s-ar putea din cauza vreunei superficialități, unor rivalități, unor bârfe, să zic așa, să aveți o imagine puțin distorsionată, cineva să nu vă vadă în lumina reală. E o iluzie așa aici, cumva, o superficialitate, deci, și posibil acest lucru, pentru că
cineva cu rea intenție, poate, sau din superficialitate, poate v-a creat o imagine sau vă poate crea chiar în acest an. Și de aici poate apărea așa o situație care vă pune pe voi într-un risc. Aveți o ceartă, o discuție, o dezamăgire. Dar văd că, în general, să spun așa, că trei sferturi din an pentru voi are prea multă putere, energia pozitivă, ca să vă poată crea prea mari dificultăți cea negativă. Deci pare un an bun. Haideți să vedem și la varianta numărul 3, cum va fi acest an. Pentru această variantă, știți că poate fi un an bun, destul de bun. Deci, s-au împărțit cărțile într-un mod foarte echilibrat, aș putea să spun. Deci nu poate fi un an complicat. E un neprevăzut, într-adevăr, e un risc. Uite și aici pisicul. Deși voi sunteți într-un risc, fie să vi se strice imaginea, să nu fiți luați în serios prea mult, că există un dezechilibru, există o rivalitate, există o nesinceritate, fie că e vorba de iluziile care vi le faceți voi, superficialitatea care, cu care tratați o anumită situație. Dar vă văd într-un an în care va juca un rol foarte important prietenia, fidelitatea, sinceritatea, foarte, foarte important. Fie că să fiți și sinceri chiar cu voi și cu ceilalți, fie că veți câștiga un prieten. Sunteți deja într-o energie a unei prietenii. Sunteți un bun prieten, poate, și poate că va trebui să rămâneți la fel de constant, dar posibil în viitor apropiat și să aflați de cineva care trece printr-un divorț, printr-o separare, printr-un doliu, poate ce apare la voi pe anul acesta puțin riscant, poate fi legat de o moștenire, de un divorț sau de un doliu. Văd aici că pot apărea discuții legat poate și de sau o chestiune juridică care e de clarificat. Aici poate apărea, văd că apare o schimbare, o părere de rău care o aveți, pentru că ați fost poate și în conflict, intrați în conflict cu cineva sau din cauza unui conflict cu cineva intrați în niște încurcături pe care o să le clarificați. O să le clarificați până la urmă, văd că vă câștigați și un prieten, vă înțelepțiți, pot să spun că vă și înțelepțiți, poate datorită această clarificare vine ca și cum îți dai seama unde ai greșit și repar ceva și în momentul în care repar acel ceva se schimbă totul. Văd că poate chiar poți pleca la drum. Deci te așteaptă o călătorie, poate vei avea o inițiativă să faci un drum sau chiar să-ți te căsătorești. Văd aici că apare ca energie acest an aduce și căsătoria, da? Deci aduce și căsătoria acest an. Aduce și un contract, aduce și o afacere, poate chiar vești bune pot veni vești bune, chiar de la persoane din anturajul tău. Ai multe vești, ai mulți prieteni, poate vei câștiga niște prieteni, vei câștiga niște ceva. Îți vine vreo ofertă favorabilă să pleci în străinătate sau să schimbi ceva în viața ta. Deci foarte curând se schimbă ceva în viața ta. Dar, într-adevăr, poate trebuie să fii mai atentă pe trădarea, înșelătoria aici a cuiva. Sau e vorba de energie malefică care trebuie cumva poate curățată, că aduce ghinion, pe acel noroc ghinion care cumva să te eliberezi poate de o influență malefică, de o influență supărării acestei tristezi, hărțuieli, poți avea o hărțuială. Deci asta a fost, deja poate ai avut-o și acum poți să o clarifici, pentru că cuiva s-ar putea să-i pară rău. Afli de cineva care are un regret sau chiar tu poți avea o tristețe, un regret din cauza unei doli, unei cerți care ai avut-o cu cineva, unei despărțiri, unei rivalități, unei hărțuieli. Cumva pot apărea astfel de regrete care le afli despre cineva sau despre tine. Tu vei fi la un moment dat în această ipostază, dar în orice caz pot să spun că e un an bun. Un an chiar cu multe, multe lucruri frumoase, prietenii. E un an în care te poți înțelege și îndrăgosti. Ești chiar îndrăgostit. Chiar te vei îndrăgosti foarte tare că te vei căsători. Ori tu ceri în căsătorie persoana, ori pe tine te cere cineva, ori în relația în care sunteți deja în cuplu, pot apărea și niște conflicte, dar până la urmă dragostea învinge. Deci dacă e dragoste, asta va fi poate clarificarea. Dacă e dragoste, dragostea învinge și poate aduce chiar și un copil, dar probabil că va fi nevoie de o prudență, pentru că e un risc acolo cu copilul, pe sănătate sau pe ceva, în relația de cuplu. Pot fi, am zis, și pe societate ce ține de vreme sau alte chestiuni care se mai pot întâmpla, lucruri neașteptate care apar, dar văd că dacă sunteți siguri pe voi și știți ce vreți și vă gestionați bine viața, vă luați viața în mâini, vă bazați pe voi, văd aici că vă puteți, și pe un prieten cu adevărat care știi că ți-e fidel și îl vei câștiga chiar anul acesta, pentru că văd că vei călători mult, vei comunica mult. În acest an poți primi multe prieteni, vești prietenoase, doar că poate va trebui să alegi
acelea care sunt cu adevărat importante, pentru că printre ele poate fi și un pisic, să zic așa, care să se aducă într-un conflict, într-un dezechilibru, nu neapărat că are intenții față de tine, ci el are un anturaj poate mai dificil sau el are momente când aici poate fi și legat de vreun viciu, poate fi vorba de un viciu care îl duce puțin într-un dezechilibru, nu că ar vrea, dar când are viciu acesta poate face, nu mai are control, de aceea poate trebuie să ai grijă cu cine te însoțești în acest an cu relații, pentru că joacă un rol important că atunci când pleci la drum și trebuie să ai un copilot pe cine să te bazezi pe drum, pentru că altfel că nu poți face poate față sau e vorba despre situații care sunt pur și simplu chiar nevoie să, mai bine singur cum vine vorba până când găsești persoana potrivită decât să fii într-o situație incertă, pentru că e riscantă dacă nu ești pregătit să gestionezi situația sau ai de-a face cu o persoană care te dă peste cap când ți-e mai dragă sau îți face un dezechilibru, că vedești că există un pericol chiar de un doliu. Deci aici ajungeți la o situație în care chiar trebuie să fiți foarte siguri pe voi și foarte într-adevăr, isteți. Isteți pentru că puteți avea de-a face cu situații și înșelătoare. Aparențele înșeală, dar pot fi și chestiuni de sănătate. Iar la fel, dacă nu ești atent, nu ți tratezi cu. Îți faci iluzii că ai fi bine, sănătos și nu ți vezi de sănătate, te trezești brusc că e prea târziu să mai faci ceva sau. Pot fi astfel, sau intri într-un conflict dacă nu tratezi cu seriozitate semnele care sunt, că aici pot fi niște semne care ți le dă, să zic așa, vremea sau o situație sau alta, o persoană sau alta, dar cumva să nu ajungi să le regrezi că nu le-ai luat în seamă la timp, că nu le-ai tratat cum trebuie, că le-ai lăsat cumva așa într-o. Ți-ai făcut iluzii cum ar veni, că aici văd o situație iluzorie. Ori pe vești, ori pe comunicare, ori pe o situație, o ofertă, că anul este foarte bun, ai șintere, dar noroc în ghinion, ghinion cu noroc, trebuie să știi că pe care îl alegi, cum îl folosești, ca să-ți fie bine și să păstrezi această stare de bucurie, de veselie, pentru că văd că ai de ce să te bucuri, chiar vei progresa, vei ieși câștigat, să zic așa, e un an în care e un progres. E un an de progres, chiar trebuie să mergi în această direcție de progres, nu de stagnare, nu de, să zic așa, de cădere, ci dimpotrivă, de progres, să schimbi. Chiar trebuie schimbate, forțează cumva situația, că dacă nu o schimbi la timp, după aceea vei regreta, pentru că vine această viclenie care te poate afecta. Și atunci va trebui, cum ar veni, să anticipezi această viclenie, fi de aceea apărut poate acest prieten, această sinceritate, să-ți nu-ți faci iluzii sau să nu-ți să nu te lași înșelat de aparențele celor care îți oferă prietenia așa simplu. Prietenile se tratează și ele cu respect și cu atenție, ca orice de altfel, ca și retenia, ca și. Nu înseamnă că să fii nici paranoic, nici, ci pur și simplu doar înțelept, o persoană înțeleaptă ca să nu ai regrete. Să știi să-și gestionezi bine viața, să fii propriul tău stăpân. Aici văd că e o astfel de necesitate pentru voi în acest an să știi să vă gestionați bine treburile ca să nu aveți, să nu vă perturbe, că uitați ce frumos vine aici. Pentru că se interpune acest pisic în planurile voastre. Deci, în acest an, veți avea pe cineva care poate va încerca cumva să vă strice planurile. Dintr-o răzbunare, că aici văd că aveți un dușman, totuși o contradicție, ce cineva care exagerează cumva, fie că își imaginează ceva și duce la extremă o situație, fie că are vreun interes, că e și ret și vrea să obțină ceva. Cam asta din ce văd, dragele mele, dragii mei, pentru anul 2023, profețiile lui Nostradamus, așa se numește etalarea, nu e că sunt profețiile lui Nostradamus, ci e vorba de cărțile de oracol care sunt inspirate din vremurile lui Nostradamus, Nostradamus fiind cunoscut
ca un mare predicător, astronom, astrolog. Acesta fiind spus, vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!